Aproape 90 de locuințe au fost distruse de un violent incendiu într-un sat din Norvegia. Relatările inițiale menționau aproape 140 de construcții arse, însă bilanțul a fost rectificat. O parte din clădirile distruse sunt locuințe permanente, iar celelalte case de vacanță. Incendiul a izbucnit luni seară, dar nu a putut fi stins imediat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Toți cei 32 de locuitori au fost evacuați și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Anchetatorii cred că focul a pornit de la un scurt circuit după ce vântul puternic a apropiat două cabluri de înaltă tensiune.